Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Situația de pe șoselele României este catastrofală, literalmente. România, știți bine, e una dintre cele mai ucigătoare țări pentru cetățenii care se aventurează pe drumurile ei. Și după ce că infrastructura e proastă și subdezvoltată, numărul șoferilor care conduc beți morți este năucitor de mare. În 2020, de pildă, aproape 13.000 de șoferi au ajuns în fața judecătorilor din cauza alcoolemiei de peste 0,8 la mie, pragul de la care asta devine infracțiune. Dosarele pentru conducerea în stare de ebrietate sunt de două ori mai multe decât dosarele penale de furt, de loviri sau de alte violențe. Un raport CSM arată că șoferii băuți, drogați sau fără permis reprezintă peste 10% din infractorii care ajung să fie judecați în instanțele penale din România. 10% din sistemul de justiție din România, din sistemul penal, este ocupat de șoferi care nu respectă regulile. Și asta în condițiile, încă o dată, raportul este din 2020. 2020 a fost an de pandemie, cu mai puține mașini în trafic. A fost, cred, și stare de urgență timp de o lună sau chiar ceva mai mult atunci. Mai mult. Din motivele știute, nu au fost mașini în trafic. Acești 13.000 de șoferi cu dosar penal pentru băutură sunt doar cei care au fost prinși. Imaginați-vă câți mai sunt, de fapt, prin trafic în jurul nostru, beți morți la volan sau drogați sau cu permise luate pe șpagă sau fără permis deloc. Și aveți imaginea cumplită a acestui est sălbatic în care noi, de fapt, nu ne deplasăm pe șosele unde avem nevoie, treabă, ci supraviețuim în trafic, dacă putem, noi și familiile noastre. Și în aceste condiții te-ai aștepta ca guvernul și parlamentul să dea totuși o dovadă de responsabilitate față de cetățeni, să adopte legislație, proceduri, reguli pentru creșterea siguranței în trafic și să urmărească apoi aplicarea hotărâtă a acestor proceduri. România ar putea adopta, de fapt, modele folosite de alte țări pentru creșterea siguranței pe șosele. Că v-am mai spus, e până la urmă și un avantaj în a fi așa mai înapoiat decât ceilalți, că poți pur și simplu vedea ce model a funcționat, ce n-a funcționat și să-l iei pe ăla care a funcționat și să-l aplici. Uite, dom'le, la ăștia a mers. Cum au făcut ei? Erau acum 20 de ani așa și acum sunt așa. Cum au făcut? Hai să facem și noi la fel. Ori aici e problema. În Parlament apar mereu inițiative care, din potrivă, susțin și apără și promovează irresponsabilitatea pe șosele și chiar infracționalitatea. În loc să se preocupe de creșterea siguranței în trafic, din potrivă, parlamentarii mișculează și cotilesc tocmai pe dos, așa, ca să facă scăpați demenții din trafic. În loc să-i scoată de pe șosele, fac tot ce pot ca să-i țină pe șosele. Și ultima inițiativă în acest sens aparține unui grup de parlamentari PSD-PNL-UDMR care împing pe parcursul legislativ, ceea ce șeful Comisiei de Transporturi de la Cameră, Cătălin Drulă, numește, citez, un masacru asupra codului rutier. Citez în continuare, au băgat înapoi toate șmecherile de scăpat cu carnetul pentru cei care încalcă grav regulile de circulație, spune domnul Drulă, care e acum în direct cu noi. Bună dimineața! Neața. Bună dimineața! Ce se întâmplă acolo, domnule deputat? De ce, adică de ce această atitudine absolut irresponsabilă din partea unor parlamentari, nu toți, dar uite că ăștia care sunt, nu e prima dată când fac asta, am vorbit la acest microfon de, cum să spun, de un modus operandi, că s-a tot întâmplat de mai multe ori în ultimii ani. De ce se întâmplă asta? De ce? Ați folosit un cuvânt foarte bun, irresponsabil. Cred că e vorba de o lipsă de respect față de legea acestor parlamentari la nivel personal. I-am observat în acești ani că sunt foarte frustrați ei înșiși de poliția rutieră. Sunt foarte mulți dintre ei conduc, vitezomani, permise luate și atunci orice reflex de politică publică sau de legiferare este în sensul relaxării legii. Da, aici pentru, că ei înșiși, pentru că ei înșiși sunt cocalari la volan. Ați spus-o dumneavoastră, nu eu, dar nu sunteți chiar foarte departe din, să zicem așa, observație de psihologie amator, de psiholog amator. Dar dincolo de responsabilitate mai e ceva, care iarăși e caracteristic cumva clasei noastre politice, lașitatea. Adică, pe de-o parte, guvernul, care are aceeași coaliții, PSD, PNL, UDMR, dă o ordonanță acum 4 luni
ca să închidă niște portițe pentru șmecheri. Poate vorbim puțin concret despre ele. Da. Iar în Parlament, aceeași PSD, PNL-UDMR, făcut cu ochiul de la guvern, adică reprezentantul guvernului nu se prezintă sau își ține poziția ascunsă sub masă, deci, repet, aceleași două părți, da, că e coaliția de guvernul, îl măcelăresc și întorc toate portițele astea la starea lor dinainte. Ce portițe s-au deschis la loc? Că domnul ministru Lucian Bode nu vine să exprime clar. Dom'le, noi, coaliția de guvernare, vrem să fim ca în Asia Centrală, ca în filmele alea de pe Deșkent, de Rusia, nu vrem ca în Europa. Portițele, vă dau câteva exemple. Vi se pare normal ca dacă faci o cursă de mașini prin oraș, prin Timișoara, prin București, cu, să zicem, 180 de km pe oră, că se întâmplă asta? Se mai întâmplă. Da. Se mai întâmplă, din păcate, și asta poate duce la tragedii. Te prinde poliția, acum, după ce s-a dat ordonanța de vreo 4 luni, te lasă pieton, pentru că ai peste 70 de km pe oră peste limita legală. E bine, parlamentarii zic, nu, domnule, trebuie să-ți dau o dovadă de circulație cu 15 zile. Deci te prinde domnul irresponsabil nebun care mergeați cu 200 km pe oră, luați aici o amendă, plecați, luați această dovadă și plecați acasă frumos mai departe în sfidarea legii. Asta e un... După care se duc în instanță și contestă această măsură și înțeleg că s-a mai deschis o portiță, astfel încât dacă trece nu știu ce termen, primesc carnetul înapoi, automat. E foarte simplu aici. Există acele 15 puncte de penalizare. Deci din mai multe contravenții aduni, pentru că nu ești cu minte, în 6 luni 15 puncte și rămâi fără permisii. Mă rog, când te apropii de limită, te face să fii mai cu minte. E bine, există o portiță pe care șmecherii o știu de mult, ca la ultima... Acum nu vreau să vă învăț, cum să spun, ascultătorii, dar e responsabilitatea acestei coaliții. La ultima picătură care umple paharul, se spune că aveai 13 puncte și primești o contravenție de 3 puncte, o contești în instanță pe aia de 3 puncte, o contestație care poate să fie sau de ce anumite ori este frivolă, adică va fi pierdută în proces degeaba, dar până îți vine rezultatul de la prima instanță, a doua instanță, expiră toate punctele dinainte. Așa că niciodată n-ajungi la 15. Ordonanța guvernului de acum 4 luni închidea portița să-și spunea, domnule, dacă contești ultima contravenție, îți înviață câte puncte aveai înainte până avem rezultatul. Mm-hmm. Au scos-o și pe asta. Au scos-o și pe asta, da, este uluitoare această disonanță. Mai am un exemplu, dacă permiteți, tot la fel de scurt. Constatarea cu mijloace automate a contravenției, o chestie larg răspândită în Europa, e prinsă și în PNRR, trebuie să punem vreo 1000 de camere care să detecteze depășirile vitezei. Bun, ce se întâmplă în momentul de față? Se trimite către șofer o înștiințare acasă, către proprietarul mașinii, îmi cer scuze, să spună cine era la volan, că România, spre deosebire de toate țările din vestul Europei, răstoarnă această prezumție a probei și zice, domnule, nu presupunem că proprietarul e la volan, cum face Franța, și te întreabă. Bun, și te uiți și zici, ok, mergeam cu 110 km pe oră, înseamnă că mi s-a luat permisul, dacă aș zice adevărul. Ce se întâmplă dacă nu răspunzi? Adică nici măcar nu trebuie să spui o minciună, ci doar nu răspunzi. Înainte de ordonanța guvernului, se întâmpla că luai o amendă de 652 de lei. Ei, mulți pun în balanță chestia asta și doar mai bine plătești 652 de lei decât să rămân fără permis. Ordonanța guvernului a năsprit lucrul ăsta și s-a dus amenda la 2900 de lei dacă nu comunici cine era la volan, la persoane fizice, până la 14.500 la firme. Uh-huh. Au întors-o și pe asta. Au întors-o și pe asta, da. Bun, ce putem face? Și una și asta foarte simplu. Foarte pe scurt. Dacă ți-a permisul și ești în acele 15 zile în care ai dovadă și mai faci o chestie, ai o fel de imunitate, adică dacă ai trecut pe roșu și mai treci pe roșu, ordonanța guvernului zicea că ți se dublează, adică, domnule, ți-am luat permisul de trecutor și ți-am dat o dovadă la locuitare 15 zile, mai treci o dată pe roșu, dublu la perioada de suspendare. E, poți să treci de 10 ori pe roșu în perioada aia cât ai 15 zile și ca imunitățile astea de le plac lor. Și asta e ce se întâmplă în Parlamentul României, unde USR e singurul partid care s-a opus la lucrurile astea. Domnul Lucian Bode, ministrul afacerilor interne, care trebuie să ne protejeze în țara asta, Interne. Nu răspunde dacă el e de acord, dacă nu, și merge la vot final. Da, fascinant. Este incredibil că folosindu-se de majoritate, PSD, PNL și UDMR, încearcă să deschidă atâtea portițe care vor duce până la urmă la noi morți pe șosele, că despre asta este vorba, morți, răniți, mutilați. Cel mai mare număr din Europa avem de morți pe șosele, da. Dublu față de media europeană la 1000 de locuitori. Foarte pe scurt, domnule Drulă, ce putem face noi, cetățenii, ca să determinăm cumva parlamentarii să adopte legislația corectă în acest domeniu? A trecut de toate comisiile într-o sarabandă de adoptări, merge la plen,
cred că cetățenii pot scrie șefilor coaliției actuale, domnul Ciolacu, domnul Ciucă, domnul Chelemec Unor, și să-i întrebe dacă să le spună că dorim să trăim într-o țară europeană în care să mergem liniștiți pe trotuar, că nu fac unii curse de mașini, să știm că nu sunt șmecheri deasupra legii ca ăștia din Parlament care și-au permisul repede înapoi, nu ca fraierii, și aici n-am mai intrat în detalii, dar se poate lua mult mai repede permisul cu niște șmecherii, și că e responsabil complet și să-și găsească acești șefei coaliții. Știți cum vor să facă? Păi ei ajută dacă e liniște. Vor să treacă repede asta prin Parlament, acum intră la votul final săptămâna viitoare, și gata, merge la promulgare la Iohannis. Dacă dumneavoastră presa, cetățenii spun că nu-s de acord cu asta, eu am văzut că la, știți, la toate imunitățile și nenorocirile astea pe care le fac, dau înapoi. Noi o să ne luptăm cu ei cât putem, dacă putem contestăm și la Curtea Constituțională, dar nu răspund la argumente. Le-am explicat la toate lucrurile astea. A trebuit noi să aducem șeful poliției. Deci vă dați seama, opoziția în România, absurdul, potențează reprezentantul instituției. Și spune, doamne, explicați-le ăsta de la putere, că e o nebunie. Doamna respectivă, comisar, șef le-a explicat, nu le pas. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct în deșteptarea. Cătălin Drulă, președintele Comisiei de Transporturi din Camera Deputaților. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.